Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Un Plus pentru Educație. Vorbim astăzi despre o noutate absolută în învățământul românesc, menită să ofere un plus de calitate serviciilor școlare. Vorbim așadar despre consorții școlare. Consorțiile școlare sunt parteneriate contractuale între unitățile de învățământ, care asigură mobilitatea personalului între unitățile membre, utilizarea în comun a resurselor unităților de învățământ din consorțiu, lărgirea oportunităților de învățare oferite elevilor și recunoașterea reciprocă a rezultatelor învățării și evaluării acestora. Ce condiții trebuie să îndeplinească unitățile de învățământ pentru a se asocia, ne va spune domnul inspector general Sandu Cornel de la Inspectoratul Școlar Județean Alba. Vorbim astăzi despre un nou tip de parteneriate la nivelul instituțiilor de învățământ. V-aș ruga să-mi spuneți cum se poate realiza un astfel de consorțiu și ce dosare trebuie să întocmească instituțiile care vor să devină partenere. Deci până la acest moment, s-a putut realiza la nivelul județului, în sensul că cei care au dorit au trebuit să depună o solicitare în acest sens la Inspectoratul Școlar până pe data de 8 ianuarie. De la această dată se poate, dar le trebuie avizul Ministerului. În acea solicitare le trebuiau acordul celor două consilii de administrație și o motivare a dorinței lor de a forma acest consorțiu, această asociere instituționalizată. Dar, încă o dată, este posibil și de acum încolo să se facă, numai că solicitarea nu mai adresează Inspectoratului Școlar, ci o adresează direct Ministerului. Odată obținută această aprobare de la Inspectoratul Școlar, școlile doritoare trebuie să se adreseze consiliilor locale implicate în acest consorțiu, deci dacă sunt din două localități diferite, la ambele consiliile locale, care trebuie să dea hotărâre de consiliu local prin care își exprima acordul cu acest consorțiu. Dacă ne referim strict la Alba Iulia, această hotărâre de consiliu local s-a dat. Câte astfel de dosare s-au depus la nivelul județului? Deci în județ avem 6 asemenea consorții. Cel din Alba Iulia, care este format din Școala Generală Mihai Eminescu, Școala Generală Avram Iancu și Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan. Încă unul la Blaj, altul la Cugir și respectiv la Iud, care este format din aproape toate școlile de pe raza localităților respective, cu câte o excepție. Și mai avem două în mediul rural, și anume la Câlnic și Gârbova, școlile generale din Câlnic și Gârbova și din Bitra și Avram Iancu. Ce atribuții au instituțiile în momentul în care vor da startul într-un astfel de parteneriat? Practic își coordonează activitățile educaționale, pot folosi baza materială în comun, pot folosi resursa umană în comun, pot face schimburi de elevi. Pe ce perioadă se încheie această consorție? În principiu se încheie pe o perioadă de 4 ani, dar dacă doresc pot să se retragă din consorțiu sau pot să se adauge școli în consorțiu cu acordul celorlalți care deja sunt membri ai consorțiului. Ce tipuri de consorții avem? Ce școli se pot uni ca într-o astfel de asociație? În principiu nu este limitat de nimic. Pot să se unească tipuri școli de același tip, școli generale, sau pot să se unească pe vertical, începând de la grădiniță, cu școală gimnazială, cu liceu, pentru o eventuală continuitate a copiilor în acea școală, fără însă a da prioritate copiilor din consorțiu să frecventeze mai departe. Deci, să luăm exemplul nostru concret, faptul că Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan este într-un consorțiu cu două școli generale nu înseamnă că copiii din acele școli generale vor avea vreo prioritate la înscrierea în cadrul liceului. Regula este aceeași pentru toți. În momentul în care vor intra în acest parteneriat, cum se vor lua deciziile? Va exista un anumit consiliu, forum decizional? Da, una dintre școli asigură secretariatul consorțiului, dar
Hotărârile în cadrul consorțiului se iau în consiliile de administrație reunite ale consorțiilor. De aceea, după părerea mea, acolo unde sunt foarte multe școli în consorțiu, este destul de greu de funcționat cu o asemenea structură. Practic, să luăm exemplu anterior cu toate școlile din Cugir într-un consorțiu, în consiliul de administrație, reunind toate consiliile de administrație, nu au loc într-o sală de clasă și atunci va fi destul de greu să-i strângi, să ai un quorum, să ai o sală unde să se desfășoare aceste activități. Mă gândeam în sensul în care să nu se simtă unii dintre ei, să spun, defavorizați prin acest parteneriat. Adică decizia să fie luată în aceeași măsură de fiecare dintre școli. Deci acum ei au intrat de bună voie, nu le-a impus nimeni să intre în această asociere. Dacă nu le convine, pot să se retragă. Iar deciziile se iau prin majoritatea hotărârii consiliilor de administrație. Ce atribuții vor avea, s-au prevăzut anumite activități impuse sau doar la decizia școlii ca atare? Ei și-au propus anumite activități, ei și-au propus în acordul acela de parteneriat ce activități se desfășoară. Fiecare în parte știe mai bine pentru ce a făcut și pentru ce și-a propus acest consorțiu. Singurul consorțiu din Alba Iulia, încheiat între Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan, Școala Generală Avram Iancu și Școala Generală Mihai Eminescu, va facilita accesul la informație atât profesorilor, cât mai ales elevilor care vor beneficia de resursele materiale și umane din aceste școli. Care este planul de acțiune și care sunt obiectivele consorțiului, ne vor spune reprezentanții acestor instituții de învățământ din Alba Iulia. Aș vrea să vă întreb pentru început, în ce stadiu se află implementarea acestui consorțiu școlar? Da. Consorțiul este constituit la nivelul celor trei unități școlare, respectiv Colegiul Horea Cloșca și Crișan, Școala Generală numărul 3 Alba Iulia Avram Iancu și Școala Mihai Eminescu numărul 7 din Alba Iulia. Acordul de parteneriat este încheiat între cele trei unități școlare, avem avizul de oportunitate al inspectoratului școlar, deci el funcționează practic legal, mai așteptăm hotărârea Consiliului Local, adică avizul de fapt a Consiliului Local. Suntem practic pe ultima sută cu constituirea legală a consorțiului școlar. Ce presupune din anul școlar 2012, ce atribuții vă revin dumneavoastră, dacă pot să spun așa? Nu e vorba de atribuții în sine, este vorba de fapt de o compatibilizare a celor trei unități școlare pe mai multe domenii. În primul rând este vorba de utilizarea în comun a bazei materiale și când spun bază materială, exclud partea financiară. Fiecare dintre cele trei unități școlare au personalitate juridică, fiecare își gestionează bugetul propriu, în schimb putem utiliza în comun baza materială, respectiv săl de clasă, laboratoare, baza sportivă, biblioteci, CDI. În al doilea rând, activitățile educative care vor fi propuse la nivelul celor trei unități școlare vor trebui să fie compatibilizate în așa fel încât în absolut toate activitățile să fie implicați elevi de la toate cele trei unități școlare. Considerăm că este un lucru extraordinar pentru elevii gimnaziului, dar și pentru elevii liceului, pentru că elevii noștri provin de fapt în majoritatea din aceste școli și este o legătură, să spunem, de continuitate între liceul gimnaziu, gimnaziu, liceu. Ce activități ați pus deocamdată pe hârtie ca viitoare posibilități? Da. În acest stadiu, practic, am realizat în comun, cele trei unități școlare, încadrarea consorțiului. Practic, profesorii de la cele trei unități școlare pot să predea cursuri la oricare dintre unitățile respective. Ca atare, din acest an, această zonă, să spunem, a mișcării de personal rămâne în cadrul consorțiului. Completări de normă, ore suplimentare care vor fi începând din toamnă.
De asemenea, avem un proiect, spun, destul de ambițios, ca din toamnă să realizăm un centru de excelență pentru pregătirea elevilor capabili de performanță în cadrul programului Școală după Școală. Această pregătire a elevilor pentru performanță va fi realizată în comun de către echipe din cele trei unități școlare. De asemenea, la toate manifestările educative care vor fi la Școala 7, la Școala 3, la noi, vom participa profesori, elevi. Vorbeam despre mutarea personalului didactic, despre această mobilitate. Ce va implica? Scurt, puteți să-mi descrieți exact ce va implica acest lucru? Faptul că personalul didactic se va putea muta de la unitate școlară la alta și la fel și elevii? Să exemplificăm, da. Fără alte... Problema este în felul următor. Nu va fi o schimbare de titulatură. Deci fiecare dintre titularii celor trei unități școlare rămâne titular pe unitatea școlară. Însă, în momentul în care există ore suplimentare la una dintre unitățile școlare și un profesor nu are suficiente ore la o altă unitate, poate să completeze norma în unitatea respectivă. Exact. Asta vreau să clarificăm puțin, să nu mai existe dubii, cum adică mobilitate, cum adică poate preda în ambele instituții. Vreau să mai spun ceva. Inclusiv reducerile de personal se fac pe unitatea cu personalitate juridică, deci nu se fac la nivelul consorțiului. Exact. Ce avantaje ar aduce acest lucru, să spunem, elevilor? Pentru elevii de gimnaziu va fi o, sperăm noi, o inserție mai ușoară la un nou nivel de învățământ, la nivelul liceal. Întotdeauna elevii de clasa noua au probleme mai mari sau mai mici de adaptare la specific unității școlare. În al doilea rând, va fi o orientare școlară mult mai eficientă. Noi dorim să realizăm și programe în parteneriat cu părinții elevilor din școlile gimnaziale. Părinții să poată veni la liceu să vadă activitățile specifice pe care noi le desfășurăm, baza materială pe care o oferim elevilor, planurile de învățământ pe care noi le utilizăm, schemele orare ale claselor, respectiv numărul de ore la fiecare disciplină care se va preda, în așa fel încât opțiunea lor pentru liceu să fie în cunoștință de cauză. Pentru elevii noștri, cred că este un câștig foarte mare, pentru că, practic, ei vor putea să își crească viitorii colegi. Vor avea activități în comun, școlare, dar și extrașcolare. Absolut, absolut. Și mizăm foarte mult pe activitățile extrașcolare care vor fi realizate în comun, cum am spus, în cadrul programului Școală după Școală. Vorbim astăzi despre un parteneriat încheiat de dumneavoastră, alături de alte două școli. Aș vrea să-mi spuneți de ce ați ales o astfel de asociere. Da, e o asociere, așa cum ați spus, între trei unități de învățământ. Nu e nici fuziune, nu e nici comasare, e o asociere între Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan, care de fapt a avut inițiativa acestei asocieri, și cele două școli gimnaziale, Școala Avram Iancu și Școala Mihai Eminescu. Sigur că am analizat împreună cu colegii această invitație de asociere și am considerat că sunt unele avantaje, și aceste avantaje, sigur, fiind în beneficiul elevilor, dar și al cadrelor didactice. Prin acest parteneriat, Consorțiu Școlar de Excelență, cum se numește, noi încercăm să realizăm la nivelul celor trei unități de învățământ un plan de acțiune comun, prin care să dezvoltăm anumite discipline de curriculum la decizia școlii, care să asigure continuitatea elevilor, prin care să asigurăm continuitatea învățării unor discipline, cum este situația noastră, limba germană, care, fiind singuri la nivelul municipiului, nu prea se asigură continuitate în licee, și iată că prin această asociere, cel puțin elevilor noștri care ajung în Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan, și nu sunt puțini,
asigurăm continuitatea studierii limbii germane. De asemenea, cred că vom iniția, din discuțiile pe care le-am avut până acum cu conducerile celor două unități de învățământ, pentru că au fost deja trei întâlniri și sigur că ele vor mai urma, ne dorim să realizăm la nivelul consorțiului un centru de excelență. Acest centru de excelență să funcționeze începând din anul școlar viitor, pe parcursul întregului an școlar, asta însemnând, în primul rând, pregătirea loturilor olimpice din cele trei unități de învățământ, cu echipe de profesori din toate cele trei unități de învățământ. Și dincolo de aceste loturi olimpice, adică de pregătirea elevilor cu performanță, am dorit ca prin acest centru de excelență să funcționeze, să inițiem și cercuri, dacă doriți, cluburi ale elevilor pe anumite activități. Și asta să însemne oarecum lucru în comun a celor trei unități de învățământ, elevi și dascăli. Ne-am gândit la turism, ne-am gândit la fotografie, deci sunt câteva lucruri pe care le avem în vedere, sigur toate astea prin negociere și prin discuție între consiliile de administrație și conducerile celor trei unități de învățământ. Ca parte a activităților extrașcolare, presupun. Ca parte a activităților extrașcolare. De asemenea, aș putea să spun că este un avantaj faptul că utilizăm în comun resursa umană și spațiu, resursa materială. Mijloace de învățământ putem să utilizăm în comun. Sigur, e un pic mai dificil dat fiind distanța între unitățile noastre de învățământ, dar, de exemplu, în acest an, în prima etapă a mobilității personalului didactic, completarea de normă, cadre didactice din unitatea noastră de învățământ, care au mai avut nevoie de câteva ore pentru a-și întregi norma, ea a putut fi completată în cadrul Colegiului Național Horea, Cloșca și Crișan. Și probabil că va fi și invers. De asemenea, ne gândim că la momentul în care, poate, spațiul nostru nu mai este suficient, în situația în care Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan are disponibilități sau altă unitate de învățământ, dar mă gândesc mai puțin școala 7, că știu că este aglomerată, poate că putem folosi în comun aceste spații și cred că într-un fel este bine. Oarecum, la nivelul celor trei unități de învățământ, putem lua decizii. De multe ori să nu mai trecem prin inspectoratul școlar. Dacă mă gândesc la mișcarea de personal, la mobilitatea aceasta, se pot rezolva multe lucruri în interior fără a mai aglomera inspectoratul școlar cu problemele celor trei unități. Văd că avantajele sunt atât de partea elevilor cât și de partea profesorilor. Ar fi necunoscute, ar fi obstacole în calea implementării unui astfel de parteneriat? Deocamdată, vorbind... Deocamdată nu le-am văzut. Deci noi am avut, așa cum v-am spus, câteva întâlniri. Lucrurile merg destul de bine. Nu avem în comun fonduri financiare, deci fiecare unitate de învățământ este cu bugetul propriu aprobat de Consiliul Local, pe care și îl gestionează așa cum consideră și conform prevederilor legale. Conducerile până la urmă sunt separate, deci nu ar fi probleme care să afecteze cele trei unități. De asemenea, vorbind de mobilitatea de personal, chiar aș vrea să subliniez aici, pentru că noi am prevăzut, pe lângă obligațiile prevăzute de metodologia privind organizarea consorțiilor școlare, am prevăzut și niște obligații particulare, proprii. Și chiar aș vrea să specific că o reducere de activitate dintr-o unitate de învățământ nu le afectează și pe celelalte. Am specificat acest lucru în acordul de parteneriat, în sensul că nu toate cadrele didactice de aceeași disciplină din cele trei unități de învățământ vor intra la evaluări, punctaje, dosare și așa mai departe. Deci doar în unitatea de învățământ în care se întâmplă reducerea, cu
mențiunea că una din cele două unități sau amândouă, dacă au un plus de 2-3 ore, pot completa, deci ne pot ajuta în rezolvarea reducerii. Deci, eu zic că deocamdată am văzut avantaje. Sigur că vor fi multe proiecte comune, dar am zis că peste vară să ne așezăm și să alcătuim acel plan de acțiune al consorțiului și acolo ne vor mai veni idei și vom vedea ce acțiuni în comune vom propune. În general, pe activitate extracurriculară, dar și pe curriculum, mai ales pe CDŞ-uri, să mergem cu continuitate sau cu CDŞ-uri. Urmăresc, ce curriculum. Sunt aceste? Curriculum la decizia școlii, deci acele discipline care ne individualizează, dacă vreți, în funcție de specificul nostru și atunci putem gândi oarecum în comun aceste discipline opționale. Ne gândim la activități de consiliere pentru carieră pe care să le facem în comun, adică cel puțin pentru elevii care optează pentru Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan, fiind în același consorțiu, va fi o legătură mult mai strânsă între elevi și părinți și cadrele didactice de la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan. Deci va fi o prezență mai mare a colegiului în viața noastră, ca să spun așa. Dacă tot a venit vorba de elevi, știu că acest consorțiu va avea și un consiliu administrativ. Vor fi și elevi implicați în acest consiliu? Consiliul acesta administrativ este format din consiliile de administrație ale celor trei unități de învățământ, deci ceea ce înseamnă că pot să fie implicați și elevi, în primul rând din Colegiul Național, Horea Cloșca și Crișan, dar și din unitățile noastre de învățământ, din clasele a 7-a și a 8-a pot să fie reprezentați elevii. Sigur că vom decide la momentul începerii activității în comun, cu siguranță vor fi și anul acesta secretariatul este asigurat de Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan. Anul viitor noi și în celălalt an școlar școala 7. Deci pe rând, parteneriatul fiind încheiat pe 3 ani. El are cu o posibilitate de prelungire. Cu posibilitate de prelungire până la 5 ani. Dacă lucrurile merg bine, de ce nu? Și se pot alătura și chiar și alte școli. Da, se pot alătura și alte școli. Știu că ceea ce a fost constituirea inițială s-a realizat la nivel local, deci cu acordul inspectoratului școlar și al Consiliului Local. Din câte știu, din acest moment, alăturarea se poate face cu acordul Ministerului, ceea ce sigur că nu cred că este o problemă. Se pot alătura și grădinițe. Chiar am discutat cu conducerile celor două unități de învățământ și de ce nu să avem și grădinițe în consorțiu ca să asigurăm pe verticală o politică educațională oarecum comună și acea continuitate de care vă spuneam și pe care o subliniez mereu. De la 1 ianuarie 2012 suntem în consorțiul preuniversitar de excelență Alba Iulia, din care mai fac parte Colegiul HCC și Școala Avram Iancu. Ne-am întâlnit deja de 3 ori, am pus deja în aplicare avantajele consorțiului și anume prima etapă este etapa de mobilitate și avem un coleg, profesor de desen, care a beneficiat de avantajele acestui consorțiu, putându-și completa norma didactică foarte ușor. Avem în vedere de asemenea activitățile extracurriculare care se vor desfășura la nivel de consorțiu cu colegii din HCC și din Școala Avram Iancu și nu în ultimul rând am căzut de acord ca mai ales pe partea de opțional, să avem cam aceeași formare pentru elevi. Din anul școlar viitor, în școala Mihai Eminescu, ca disciplină opțională, se va face și limba germană cu înțelegerea de continuitate la liceu.
De asemenea, elevii noștri vor participa la activități, vor beneficia de baza materială a liceului, în special sala de sport, care este standardele cerute de competițiile sportive, și ca atare, chiar mâine va fi competiția la nivel județean în cadrul Olimpiadei Sporturilor Școlare, și anume campionatul de volei. Ideea acestui parteneriat pare a fi foarte bună. Rămâne de văzut cât de bine vor implementa tot ceea ce și-au propus în cadrul acestui proiect. Noi vom reveni cu detalii pe același subiect, probabil, anul viitor școlar. Însă ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare cu alte subiecte interesante pe tema învățământului românesc. La revedere!